Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. România a apărut o nouă categorie, inaugurarea cu alternanță. Asta este un domeniu, se poate studia, deci noi avem în această țară deja clasica inaugurare înainte să fie gata obiectivul. De câteva ori. Da, asta e fumat, e nu nicio problemă. Da. Inaugurarea multiplă a aceluiași obiectiv pe etape, adică se mai zugrăvește ceva, mai facem o inaugurare, să mai pune o scară, mai facem, știi? Inaugurarea dublu simultană de către putere și opoziție. Acelui și obiectiv. La poduri, de pildă. Am avut caz în care s-au inaugurat de o parte și de cealaltă a podului, de o parte fiecare putere, cu parte... capătul lui. Da, exact. Și inaugurarea pe bucă, se taie panglica la scară, la lift, la WC-uri și la intrarea în clădire. Pe module, cum ar veni, ca să fim moderne, pe module. Este un domeniu vast, în continuă dezvoltare. Deci aici se poate investi multă creativitate în privința inaugurărilor festiviste în România. Însă iată că la Panciu, în Vrancea, primarul orașului a inaugurat a doua oară același obiectiv, care fusese deja inaugurat de precedentul primar cu 6 ani în urmă, însă este cu alternanță la putere. Pentru că acum 6 ani fusese inaugurat de ăștia nenorociții care acum stă în opoziție și ei atunci erau ei nenorociții în opoziție. Înțelegi cum ar fi? Da. Deci, ciocul mic, noi suntem la putere. Acum este vorba de centrul de zi și recuperare Sfânta Maria, Doamne ajută, la parterul clădirii în care sunt cabinetele medicilor de familie, scrie G4 Media. Deci, la recuperare s-a recuperat inaugurarea. Pe 7 septembrie aici s-au reunit notabilitățile urbei și județului. În frunte cu primarul Neculai Mărăscu, PNL, să trăiți, și Cătălin Toma, președintele Consiliului Județean și al PNL Vrancea, să trăiți, desigur. În urmă cu 6 ani, în timpul campaniei pentru locale, în același loc era tăiată prima dată panglica. E adevărat, e vorba de altă panglică. Deci, practic, fiecare a avut premiera lui la propria lui panglică. Uh-huh. Acum 6 ani era panglică PSD, acum a fost panglică PNL. Deci panglici diferite, inaugurări diferite, nu poți să pui semnul egal. Total altceva. Da. Deci a fost tăiată prima dată panglica tot de către notabilitățile urbei și județului. Doar că atunci... erau alții. Da. Primar era Iulian Nica de la PSD, să trăiți, iar de la Consiliul Județean a venit Dragoș Bărlădeanu, vicepreședinte tot de la PSD, scrie G4 Media. Deci, alternanța la guvernare impune și alternanța la inaugurare. Logic. Cum se poate altfel? Atunci s-a comunicat și costul investiției, 1,7 milioane de lei, bani din faimosul PNDL al lui Dragnea. Deci, după câte vezi, nu e pentru cine se pregătește, ci pentru cine moștenește. Corect. Centrul a fost gata atunci, autoritățile n-au angajat însă pe nimeni. Și acum au fost inaugurate primele angajări, deci s-a făcut inaugurare, că acum au și angajați. Înainte n-aveau decât obiectivul de 1,7, acum au nu și vreau să de vorbesc, dar poate fac inaugurare și la primele restructurări. Da, domne, asta. Eu aștept și inaugurări la concedieri. La revedere și tăiem panglica, Tulio! Da, la ieșire, în sens invers. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.